Salut, băieți, și la mulți ani! Salut, Răzvane! Salut, Dani! Bă, salut, mă. La mulți ani, felicitări! Hai să nu ne pupăm, la mulți ani! Nu ne pupăm, că știi că nu te pupăm! Salut, guvernul! Ce e, mă, cu tine, mă? Ce... ce să fac? Sunt agent 0000! 007. Și 007, agent James Bond. Eu am fost primul înaintea lui. Cum? Eu am fost primul înaintea lui, am adus aici numere de magie extraordinare pe care vreau să vi le arăt și vouă, sunt minunate. Stai așa. Atât să vorbesc cu băieții. Băi, aveți ceva de la James Bond de vreun fel? Adică, asta, nu? Asta, asta, ceva de, sau Mission Impossible. Sau Mission Impossible. Îmi pare că ești un actor de... Îmi pare că joci rolul personajului negativ în filme pentru adulți. Adică ești... Am și pentru tine un număr de magie. Am venit și pentru special pentru Ramona, că dacă tot împliniți 12 ani... Da, se văd astea toate. Stai așa, bagă-le acolo. Dar tu ai cască? Da, am cască, că dacă sunt, ia uite. Atenție. Ce asta, o bilă? Polonic, mă. Nu mă lasă. Și mai am numere extraordinare pe care aș vrea să vi-l arăt. Stai așa. Băi, te-a stricat America, atâta vreau să zic. Am fost în America, am adus aici ceva strict secret. Ia uite, o sabie. Termină-mă cu prostiile. Ia fiate. Băi, nu, băi. Bă, stai. Băi. Nu, băi, Robert. Robert? Nu. Băi. E foarte mișto. Da, știm. Dar el așa e super tare. Stai, ia fi, stau mic. Vezi, ok, am înțeles. Las-o, da, mai la, era da. Bine așa. Ramona, ca să începem ziua cum trebuie, o să fac un număr de magie pe care îl fac soției mele în fiecare zi. Nu. Robert, nu. Pocolește-te. Nu băgăm, nu. Bă, Ramona, bă. O să ai zâmbet pe buze. Da, gata. Da. O să ai zâmbetul pe buze de dimineață până seară. Wow. Iată, am aici pentru tine, în spatele fiecărui număr se află o surpriză pentru tine. Da. Așa. Va trebui să alegi un număr, orice număr vrei tu, și surpriza de acolo să dau eu. Deci, e și frică. Deci, da, te pup. Stai puțin, deci, trebuie să alegi acolo. E soția mea. Deci, în fiecare dimineață îi fac numărul, scuze-mă. Au, Doamne ferește. Da. Da. Deci, îi fac numărul ăsta soției mele fiecare dimineață, să că ți aduce numărul ăsta ți aduce fericirea în casă, fată. Alegeți un număr între 1 și 6, orice număr vrei tu. A, dar până la 6, 3. 3. Sigur 3? Da, 3. Sigur. Nu mă face că nu mă schimb. Te poți răzgândi. Te poți răzgândi. Sigur nu trebuie, vreau, da? Să mă răzgândesc. Bă, ce ghinionistă ești, bă. Mag în engleză, îmbrățișare. Cine îmi dă îmbrățișare? Ha, de la tine. Cadou de la mine. Deci dacă alegeai unul, hai să ne îmbrățișăm. Hai, vino, te rog. Vino. Să ne îmbrățișăm. Așa ghinionistă n-am mai văzut în viața mea. Am văzut la televizor. Ramona, dacă vrei să mă alegi un număr. Nu, uite-mă, ca să vezi ce ghinionistă ești. Uite, era singurul care... Oh, ok. Am înțeles, dracu, am înțeles. Bă, dar deloc, bă, n-am. Lasă că-l fac acasă. Ai un secret, ce da. Mă, da. Numere bombă, scuzați-mă. Asta. Numere bombă, fi le-am adus vouă. Am numere bombă pentru voi. Astea sunt întrebările ține, pentru că am ceva secret aici și scrie cuverul. Scrie aici: super, mega, secret, agent, magicianul Robert Tudor, da? Ți-ai luat nume de agent acum. Stai așa să vă arăt. Dar așa aia, că ne trebuie la... Nu, asta nu. Deci, numere bombă am zis, da? Pentru da. Că sunt agent Ia. Secret, Ia. Iată, numere bombă. Un Ia. Pachet de cărți... Hai mă, că am mai văzut asta cu pachete de cărți. Taie de unde vrei tu, taie de unde vrei tu. Hai că taie. Hai
Stai, mă! Dani, m-am gândit dacă sunt agent secret, bombă! Ce vreau să zic? Dacă tu cu fața asta am pentru tine să te căsătorești, să faci și copii, toți avem o șansă. Fac copii. Da, și băiat și fata. Te-ai oprit? Dragoste fac, dar nu. Nu asta am întrebat. Ce e asta? Nu vreau să-mi dai foc, nu vreau să mă doară. Pe o parte foc, da. Pe partea asta la altă foc. Pe o parte foc, pe partea asta foc. Pe partea asta foc. Ia uite, adu-mi mâna. Bum, băi! Ține, ține, ține de el, ține de el. Băi, voi n-aveți să faceți bufii. Băi, fii atent, de o viață, ai zis că mergi în America. A venit o... Am fost. Ai venit cu un măgar, ai zis că e Cămilă. Ai venit îmbrăcat în samuraie, da, cu cuțite. N-ai învățat ceva acolo? Adică, eu am văzut show-ul de la mine. Ei, Răzvane, ce dracu, bă? Ai învățat, a? Și? Deși, atent, am fost în America până acolo. Așa? Frumos, bă, mare tot, mare, patru mari de tot. Și ăla cu David Chesterfield, ăla, cum îl cheamă? Da, David Copperfield, da. Ai fost și? Și acolo am luat un detector de minciuni. Vreau să-l probez pe voi. Detector de minciuni. Da. Ăsta, detectorul ăsta de minciuni era folosit de armata americană. Hai să punem, vă rog, cufărul aici, și să vadă toată lumea. Deci asta trebuie păzit bine, bă. E detector de minciuni. Stați să vă dau și un scaun, să... No. Scuzați-mă. Dani, ia te rog un loc. Hai de rog, curaj. Dar de ce eu? Eu știu că te-am iubit. E ziua noastră. Hai să vedem. În interior, nu o să vă vină să cred. Dați-mi și să-mi dați și foile alea. Uite. Ai niște detectorul de minciuni care știe orice despre oricine. De pe mai în spate. Mai în spate un pic, dați-vă. Robert, asta este o cratiță. Nu e, mă, nu e cratiță. Este un ciur. Nu e că l-am văzut și la Muzeul Tehnic, să știi. Tu știi pe domnul Minescu de la Picioruș de Munte? Am n-am, da? Fii atent acu, ia. Ia. Stai, asta căruia era pentru tine, astea. Da. Ia. Așa. Ia, direct trec cu tine, direct întrebările alea. Ești pregătit să te însori? Decide, hai să o luăm calm. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Cum te cheamă? Dani! Vezi, dacă mințeai, s-a prindea becul. Ah, ok. Da. Okay. Da. Ești pregătit să te însori? Ia. Nu. Bravo, bă, băiatul. Dar tu vrei să te căsătorești? Tu ești... Da, bineînțeles, am dat tine. E tot. Te mai întreb o dată. Sori, tu vrei? Tu mă încurci foarte tare. Așa zice aparatul. Îl nenorocești, bă, băiatul. Și, domne, că e momentul adevărului. Pune o muzică din asta, mă. Pe ceva, ai ceva. Mă, ce dracu, că îți face conectivitatea între creier. Deci, tu... Bă, n-apești pe nimic cu piciorul, poate că... Tu vrei să te vrei să mă descalzi, ce dracu. Nu, lasă. Nu, e ok. Aceea gheznele, ghipsi, ce ai s-a întâmplat. Hai, gata, întreabă-mă. Vrei să te însori? Ia. Da! Da. Bă, poate nu-ți bune întrebările. Da. Crezi că e persoana potrivită, Gabi? Gabi Cărmen. Da! Bravo, bă! Mama ei te place? Da! Mai ce cu o dată pe asta? Ia mai! Mama ei te place? Da, vine duminică! Lasă rumă, îți place mama ei? Vine duminică pe la noi. Nu mă place mama ei! Bă! L-ai învățat și pe nu. Ție-ți place de mama ei? Da, bineînțeles. Les, că vine duminică în vizită. Așa. Cum să strici acum... weekendul unui om cu un ciur? Ia, asta, ia uite. Asta am n-am pe care le puneați voi. N-am făcut sex într-un avion. N-am. E bine, că nici nu zbor prea des, cred. Ai fost vreodată la un eveniment pe care urma să l-ai în legătură cu ceea ce puteai tu să faci? Nu, eu nu mint. Sau poate un dar... E bine acum. Ai scăpat de amenzi în trafic pentru că ești celebru? Nu. Ai scăpat, Dani. Da, dar tot timpul te roagă să nu zici. L-ai văzut vreodată pe Răzvan dezbrăcat? Nu.
N-ai și pentru el o sită de asta? Ce? N-ai și pentru el o sită de asta? Am și pentru el, tot sită, tot acea sită. Și ia. Acum... Momentul adevărului. Vreau să vă țineți amândoi de mână, pentru că am multe întrebări, dar le elimbă toate. Am pentru tine asta. Da, da. Ține-l de mână. Ia. Se transmite. Așa să vă ajute Dumnezeu. Cu toții sau numai ei doi? Am n-am privit filme XXX cu partenerul. Ați primit? Eu și mor. Înțeapă inima. Băi, nu e acolo inima. Păi inima-i poate la... Aici mă înțeapă. E final, trebuie să luăm pauza. Da. Scuză-mă, scuză-mă, ține-te de, de mână. Asta, 30 de secunde. Dacă... care mă aia, mă, cu n-am făcut sex, uitând, gândindu-mă la mine? Azi n-am... Păi nu acum. A sosit la Neața maestrul Robert Tudor Magician. Bine ai venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Dani! Bună dimineața, Ristei! Bună dimineața, fată! Ristei, nu Ristei! 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 Ai cântat foarte frumos, te-am auzit! Mulțumesc! Eu, să vă zic de ce am venit eu aici! Eu în America, America e închisă, ca să auzi că și Donald Trump a făcut coronavirus! O să tot spune de departe, da? Marele tău vis a fost... Eu voiam să ajung în Las Vegas ca să fac spectacole de magie acolo cu tot talentul! Haideți mai în față să ne vadă toată lumea! Aici! Și am ajuns, ce m-am gândit eu? Ce te-ai gândit? America e periculoasă! Acum da! Da! Și eu vreau să mă duc... Eu vreau să mă duc în Alaska. Pentru ce în Alaska? A? Ce? De ce în Alaska? Păi în Alaska e frig și de-aia. Păi și? Că pot să fac spectacole acolo, acolo e mai puțin riscant. Oamenii stau în distanțare socială 5 km în case, între case. Cine mă, unde? Eu în Alaska, eu. În 1878, ce? Alaska a fost luată de către americani, că tot pământul american este acolo așa. Da, a cumpărat-o de la germani cu 7,2 milioane de euro. Știu tot, bă, tot. Ești, practic, vrei să devii cetățean la schez. Da, și eu dacă mă duc în Alaska, o să audă și ea din America și ea din Canada. Practic, ești acolo. Înțeleg, de ce și cu ce, cu ce numere vrei să... Numere super tari, pe unele dintre ele, iată că m-am îmbrăcat așa, le fac în tradiție. Dați-mi voie să vă arăt. Ia, așezați-mă, că cică e periculos. Un pachet de cărți, toate cărțile sunt absolut normale de la început și până la sfârșit. Ei sunt asistenții mei pe care îi voi lua și eu cu mine, îi voi lua acolo cu mine în Alaska. Da, și capătă. Andrei și Cucelea Răzvan. Da, i-ai întrebat? Da, da, da. Puberul! Ai nevoie de ei? Ai nevoie de noi? Sau numai da, de domnilor, toate cărțile sunt absolut diferite de la așa. Început și până la sfârșit. Așa. Răzvane, vreau să iei o carte, ia te rog o carte. Orice carte. Orice carte, vino te rog mai aproape, vino. Vino mai aproape, arată cartea să vadă toată lumea. Păi o vezi și tu. Nu mă uit, mă uit într-o parte. Iată, mă uit într-o parte, nu știu. Da, pune cartea, te rog, unde vrei tu un pachet. Amestec cărțile. Mâinile complet goale, o să zici magicianul, o să înghicești cartea cu nu știu ce, că e acolo, că nu e acolo. Nu! Ce? Pentru că sunt îmbrăcat astfel, ia uite-te, o să prind cartea între deci... O să prind cartea între degetele de la picioare. Nu cred. Cartea pe care am ales-o eu. Cartea pe care am ales-o tu. N-ai cum, că am și amestecat asta. Atenție! Uite-te puțin la asta, spun formula magică abracadabra, o să dau drumul la cărți exact așa, iau-te. Vezi. Vezi? Oh. Opa! Extraordinar! Între degetele de la picioare, tată! Între degetele! Extraordinar! Ce e asta, mă, băiatu? Ia, uite-te! Ia cartea, te rog, de acolo! Miroasă-o! Și asta faci tu în Alaska, mă, nebunule. Fii atent, altceva. Tehnici de autoapărare. Pe urmă o să strâng cărțile. Aduceți, vă rog. Deci, ca să vă învăț tehnici de autoapărare, da? Priste, ține tu, o să fie aici la sfârșit, o să dau cu piciorul. Nu, ține de sus și de jos. Wow. Tu ții aici de... Ciment. Tu ții așa, așa ții. Ciment. Și tu ții exact așa. Cum, așa? Și sus și jos. Sus și jos ca să dau și aici și dăm și lemnele alea ca să arătăm la oameni. Băi, sigur? Ia lemnele, da, două lemne, voi doi două lemne. Stai, mă, și băi, ca băi, să vă arăt, băi, atenție. Să nu te rănești, stai un pic, magii. O să vin să ce, fac, ce-a fost iată, sunt lemne, puberul,
le poți vedea, o să sparg lemnul ăsta. Să ai grijă. Păi nu mai da dacă te doare. Dar bă, vino, vino puțin ăsta, Andrei. Andrei, da? Bă, nu mai fac asta dacă ți-ai amestecat gândurile. Mare, prima dată, tu ține așa, ține așa, da? Tu următorul, următorul tu ești. Eu să-ți iau șlapii de aici, da? Eu să-ți iau șlapii ăștia de aici. Lasă-i așa. Bă, vezi că alunecă, băi. Puberu? Magia. Filmează, da? Da, uite-te, puberul. Energie, energie. Ia! Cu puterea minții! Telechinezia? Ai dat cu puterea minții! Strigeți cărțile, strigeți cărțile! De ce? Mai putem acum. Cam număr cu cărți extraordinare. Cu aceleași? Da, păi da, nu puteți, mă. Namantele, namantele. Ce pachet, mă. Păi de ce mai venim, mă, cu două? Păi se termină misiunea. Stai, mă, să vă ajut, uite una. Ia, uite, ia deci niște cărți. Mai mersi. Păi. Deci. Uite cărți. Te lasă-le, fate. Nu. Auzi, ai ceva pe sub kimono? Ha? Ai ceva pe sub tine? Nu, pielea goală. Mulțumesc, băieți. Ia să vii cu altă. Uite, mă, ești bine, mă? Da, mă, 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 doare capul, nu, de tot. Nu mai da cu capul. Ideea este în felul următor. Aici am o predicție, ține tu, e o carte mare, da? Da. Și Răzvane, e aici, scuze-mă că... E de lovitură. Da. Deși, atent. Stai, mă, și aveți poate așa, scuze. Ok. Scuzați-mă. Deci, toate cărțile sunt diferite de la început și până la sfârșit. Uite-te, te rog, uite-te. Toate cărțile sunt diferite de la început și până la sfârșit. Tragi o carte și eu am acolo, am predicția ta, da? Numărul acesta de magie se face cu puterea minții pe care o am eu și când am descoperit-o când săpam în grădină după cartofi. Ia, te rog, o carte. Ai zis că ești în Alaska, ce cartofi în Alaska? Bă, mă, că când stăteam eu, când Dragomirești. Scuze-mă, ca confonia. Ia că am emoții. Când erai în Dragomirești? Da, mă, am emoții, voi, mă țin mult de tot, mă țin. Că mai am și ăla de făcut, iau, te-o rupeam. Vino, mă, cu aia. Vino, cu aia. Cu Săbi. Bine, dar știu. O să fac, dar n-a venit asistenta. Trebuia să vin, aveam asistentă, mă. Că o să fac oameni buni, caut asistentă pe pagina mea de Facebook. Ești căsătorit, ai doi magician, copii. Ce mai asistentă asistent? Pentru magie, că a avut una duminică la botez, dar... Și a făcut-o asta cu cărțile. Vine norocimă. Bă, ideea este în felul, mă, scuze-mă, că să stau așa, mă, scuzați oameni că mai uit de voi. Deci, e o carte și eu am acolo cartea pe care... Ia o carte. Orice carte. Orice carte, uite-te la ea. Arată-o, te rog, la cameră, să vadă toată lumea. Ia cărțile, ia cărțile, bagă cartea acolo. Și amestecă-le. Da. Eu am aici, Ramona, te-ai despărțit de băiatul ăla, da? Bă, nu știu. Da. Suntem la televizor. Întreabă-l de ce nu mai are asistentă, cred că am junghiat-o. De ce nu? Deci, dacă vreți să fiți asistenta mea, intrați pe pagina mea de Facebook, magician Robert Tudor, sau pe Instagram-i Robert Tudor. Iată, eu, cartea! Eu pot să o iei pe Ramona. Nu, da. Dau probă eu mai întâi. Bage sabia. O probă, faci un casting mai întâi. Așa. Casting. Da, bagi sabia în ea casting. Sau... Auzi. Asta e mișicarea acolo. Haide cu predicția. Scuze-mă, deci... iată! Gata. Popa de inimă roșie. Nu. 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 Concentrează-te, te rog, la cartea pe care ai avut-o. Concentrează-te, da, și uite-te la cartea. Uite-te la popa asta, uite-te atent. Veniți cadrul mai aproape, buberul, să se vadă toată lumea. Te uiți, da, la ea? Da. Ia, concentrează-te la popa asta, uite-te în ochii ei. Lui. Lui. Așa, ia, uite-te, uite-te la carte. Nu există. Da, să vă arăt o dată, scuzați. Deci te concentrezi și în momentul când te concentrezi... Ce mânuță! Ce idioțenie! Bun! Băi, ia uite, băi, Dani! Da! Pe mine mă distrează mânuța! Băi, dar lasă mânuța! A avut o predicție? Da. De unde știu? Că tu ai... Că l-am luat de pe jos, bă! Da.
Hai, Ramona, nu mai sparge nimic, te rog. Aici am fost să fac o dispariție de eșarfă. Fac această eșarfă să dispară în văzut tuturor. Iată, cutia rămâne goală, e goală. Ramona, ține, te rog, de exact aici. Țin foarte mult la cutia asta. Okay. Robert, nu le Ramona, da, eu fac eșarfa portocalie să dispară, după care tragi de ușiță. Tragi tare, te rog, tragi okay. tare. Când spune 1, 2, 3 și te rog să iei. Ramona, ai grijă de ea. Mâna stângă goală, mâna dreaptă goală, se duce eșarfa în mâna stângă. Ia uite, că n-am mâneci, n-am nimic, se duce eșarfa acolo. Și în momentul ăsta dispare. Mâinile complet goale, deschide, deschide, tragi, 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 tare. Tragi. Ai făcut pe dracu aia. Și asta era bună, de ce că ai luat-o de acolo? Da. Cum a decurs castingul, Robert? Ha? Ia ține. E o foaie. Nici de neoprit. Iată, bă, iată, băi, magic. Mama, am venit cu cutia asta. Stai bine să ne tragem și noi sufletul. Mai am. Nu mai lasă-ne. Am cutia asta, asta o să am nevoie de asistentă, dar n-am asistentă. Ramona, ai luat castingul, felicitări, bravo. Stai, cum? Dă-ți alea jos, dă-ți alea jos. Ce-i alea? Stai, mă, că avem aici o eșapă. Adică dă-ți alea jos. Uite, mai ai scăpat acolo. Uite-o mai aici. Ai zis că e vorba de sabie, ceva? Nu da. Cred. Ia. Deci ideea este în felul următor. Eșarfă roșie. Eșarfă roșie și acum? Apare adică într-o dată. Stai să facem numărul. Te bagi în cutie. Te bag în cutie, după care bag sabie în tine. Pe scurt, asta-i numărul. No, asta mă arăt. Robert, poate nu e cea mai bună zi pentru asta, că nu ți-au ieșit toate azi. Hai, băieți, ajută. Robert, nu, nici nu cape, Ramona, nu. Origami, e numărul ăsta de magie, se numește origami. De ce origami? Pentru că înăuntru poate intra un elefant. Și se face foarte, foarte mică cutia. O să o băgăm pe Ramona și după care o să bag eu sabia în ea. Ce să scoți? În spate am o oglindă, să vedeți că nu iese prin. De pe mine, că poate le da, la după tine, că și așa le ții degeaba. Te ajut, te ajut. Hai, tatuaje pe tine. Descalță-mă, că descalță-te. Robert, având în vedere că e vorba de săbi, e bine să nu... Hai, trage. Hai, mă! Robert, fiind vorba de... Trage. Și de față, și de spate. Nu, mai încă unul. Încă unul, mai e unul. Ia zi, din vorba de... Vă pierdeți în Robert, fiind vorba de săbi și nefiind asta cea mai bună zi a ta și mai având doar un minut jumate, sigur vrei să faci numărul? Dacă vrei, mă dezbrac. Nu, nu. Te rog, începe, un minut jumate, două. Un picior acolo? Da. Pune oglinda în spate să vadă toată lumea. Da. Pune oglinda, a? O urc, mă, o urc? Stai, mă, no, lasă asistenții. Unde sunt, mă, că aveai doi? Ia, ideea așa e în felul următor. O să intre în cutie, vă rog să filmați de acolo. Du-te pe partea cu Ramonu. Dați-mă în spate, dați-mă în spate. Ramonu, te rog eu mult de tot să ai încredere în mine. Ia, intră în cutie. Bine că ați dat drumul la aer condiționat.
bine, bine m-am găsit. Ce mai faci, Răzvane? Răzvane, ai încoap și tu. Lasă-l, lasă-l. Vino, Răzvane, că am pentru tine ce dracu. Că, bă, de câte ori mă uit la voi și vă văd singur, mă, tot timpul singur. O să mă întrebați ce e cu mine aici. Da, ce, de ce sunt aici? Ce, de ce, ce am adus pentru toți băieții singuri care stau în fața televizorilor și o frec în casă canapeaua? Ce? Eu am venit cu un replici de agățat care merg 100%. Bă, bă, n-ai schiși. Bă, ce știi că tine, mă. Bă, dacă nu de noi, măcar de copiii tăi, mă, care se uită la... Lasă, bă! Crezi că se uită copiii lui la... Le dau voie la internet, bă! De soția ta care ne privește acum și care și-a făcut pomană pe lumea asta când te-a luat de bărbat. Apropo, ei am putut să-i dau tag, ție nu. Apropo, păi dacă mi-ai dat blog pe Instagram, ce vreau să zic? Da, blog pe Instagram? Da, da. Mi-ai zis că te ocupi de magie, te chemăm vinerea, sunt și copii acasă, bunicuțele. Răzvane! Dani. Răzvane! Păi nu, zi mie, că eu te-am întrebat. Avea replica setată pentru el. Deci, Răzvane, te văd așa, singur și supărat. Am adus câteva tehnici, uite, la fost elevul meu, da? I-am zis, schimbă-ți dracu șosetele alea, să te placă și pe tine fetele, mai fă poze cu câini, cu pisici, uite, Lucky, pe, la fel, arată, să vadă toată lumea. Da, bă, da? Lucky cu trifoi ca să ai noroc la fete, da? Și în primul rând, atitudinea, veți vedea astăzi, atitudine, deci din partea... Tu ești un consultant pe materie de... Consultant, expert. Hici. Un consultat pe materie de atitudine, de stare, de vrăjeală, de how-how, de bau-bau. Da, ce faci cu guma aia? Guma o să arunc. Deci atenție, te duci la ea, să zicem că e Prada, da? Ramona, scuză-mă, sar. Deranjezi? Nu, rămâi acolo, oricum că... În club, undeva tot timpul mai sunt vulpoi care să mănânce Prada, da? Dar? Nu cu adevărat, blana nu și-o schimbă. Aia e de lupa asta. Deci te duci după aia. Eu eram la bar, da, singură. Da. Aolo, ia uite, am venit lângă tine. Care sunt următoarele două dorințe? Adică ea m-a dorit pe mine. Am înțeles. Băi, am înțeles. Că... Da, mai încearcă un text. Atenție. Tu te duci, ea se uită. Și eu. Gândește-te și tu puțin, deci dintre toate fetele de aici, eu am ales să vin la tine să vorbesc cu tine, cât de norocoasă poți să fii. Nu e slabă. Da, nu, asta e. Băi, da, sau. No, nu, mai după bă, care, iau-te, o privești nu Răzvane. Nu băga pe aia cu tatăl tău, ar trebui să nu, mă, bă, vin cu originale 2021, iau-te. 2021, băi, te uiți cu cheia de la mașină, cu cheia de la mașină, da, te uiți în ochii tăi. În ochii ei, scuză. Dar unde e cheia de Mercedes? Scuză-mă că mi se încurcă, o să-mi dau guma jos din gură, o pun și aici mâncare. Nu pune. Atenție, te uiți în ochii ei, da? Ea nu știe că ai super mașină acasă. Oricum, dacă n-ai super mașină, zici că ai uitat-o acasă și ai luat doar cheile cu tine, că trebuie să bei și că nu. Și... Ramona, nu poți să credești, culoarea ochilor tăi are fix culoarea mașinii merțanului meu. Ce fină, mă, încă, deci, adică are culoarea mașinii mele, adică îi zici și marca ca să vadă că stă cu... Și dacă e ceacâră. Nu nimic, mă, că tu-ți faci... Bă, încearcă ceva, hai să te crezi. Deci fii atent, Ramona. Ia. Bă, deci mă uit la tine. Așa? Te-ai curentat când erai mică, mă? De ce? Arăți trăzne, să... Hai, mă, ce vrea! Și ia altă variantă! E telefonul tău? Nu e al meu, uite-l pe al meu. Am scuze. Hai să sună repede pe mama ta. De ce? Alo? De ce? Să rămână, Ramona nu o să vină în seara asta acasă. Adică că... De ce? De drace, băi, dacă... Bun, Robert... Sau, atenție, uite! Ceasul. Ultima. Asta e ceasul meu magic. Spune că n-ai chiloți pe tine. Stai, mă, că am continuare. Și tu zi, că bam, zi. Bam. E înainte cu o oră. Asta e bună. Nu. Asta e bună. Mă duce, dă-i mă un pic să-și
noteze. Robert, vino, vino cu acel. Iată, noi te chem... Numere de magie sunt special concepute. Mai am două super tari. Ai numere de magie cu care poți să agăți? Da, băiatule, deci la sigur, atenție. Dar unde te tot... Dați-mi voie să vă arăt. Deci ia, așa ceva n-ați mai văzut în viața voastră. Să mă vezi pe mine să te replici de asta? Da, mă, le am pe toate, ce n-ai vii. Fii atent. O să iau prima dată, o să facem o dispariție de nod. Da? Și da. Dispariție de nod. Da, pentru prima dată în România o să fac o dispariție de nod. Nu de om, de nod. Două eșarfe. Stai așa să le punem aici, să se vadă. Da? Unde le-ai? Măi, măi. La chiloți, așa. Ramona, vreau să te întreb. În primul rând. Ia uite. Două eșarfe. Două eșarfe normale. Se leagă eșarfele între ele. Unde ai văzut asta? În Las Vegas. Da, mă, la Las Vegas, da. Da. Și ce vreau eu să vă zic este că cu asta poți să cucerești, iată, să vede nodul? Se vede nodul, da? Nodul vreau să fie aici, băgat. Nu, stai mă, nu! Potoliți-vă, da. Măi! Lasă-mă! Ai ținut vreodată o baghetă în mână? Am mai ținut! Asta de magician? O să dau bagheta mea magică? Dă-mi, Doamne! Păi, Ramona, ții bagheta exact așa și lovești de trei ori. Ping, ping, ping! Și nodul dispare, da? Deci în momentul când lovești cu bagheta de trei ori... Hai zis că ai mai ținut baghete magice, da, e la fel, e până încălzire. Ce bă? Scuzați-mă, așa e bagheta. Ce scuze, bine, este show-ul pregătit pentru Dragobete. Ține și lovești de trei ori, ping-ping, ești căsătorită? Mai joc cu băiatul ăla. Îți dai seama că se vede, nu? Că am fost și nu mai sunt. Ei, de asta i-ai lăsat pe ei, cred că se vede, da. În fine, hai să-ți dau o altă baghetă. Sau lovești de trei ori, lovești de învârți, lovești de trei ori tare. Să cernesc omule. Așa mă din cât. Lasă-mă. Cu glumele mele. Dacă nu, puteți încerca cu această baghetă magică. Roșu se potrivește, dă-i, lovește tare să audă. Ping, 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 spune ping, ping, ping. Zi. Ping, ping, ping. Da? Ține, Eristei, ține, te rog, strâns de aici. Strâns, strâns, strâns. Și iată cum nodul dispare. Da, bun. Dește mai și tu de firmă pe tine. Ține, ține, ține. Și acum, atenție aici. Ține, te rog, ține de aici. Da? Stai că se trage asta, că e larg. 1, 2, are bagheta acolo. Ta-da! Oi, de luță! Deci ele sunt înnebunite după așa ceva, da? Da. Ele sunt înnebunite după... Cine mai cade mai în plasa asta, băi? Robert, cine mai poartă așa ceva? S-au tot scos izmene. Așa era numărul de magie. Ah, scuze, am mic. Uite-o și pe tine cum a luat-o pe Analescu? Nu! Zii, cum ai luat-o? Cum a luat-o? Nu, lasă. Bun. Ce? Avem o sfoară normală. O să vedem dacă ea este... dacă ea este aleasa sufletului meu, dacă e cu bagheta. Că dacă a căzut la baghetă, trebuie să trece la sfoară. Da. Deci o să facem această sfoară să stea dreaptă. N-am învățat nimic pentru asta. Facem această baghetă să stea dreaptă. Ia, pune mâna pe ea. Dă-i drum. Nu, ea încearcă cu ăla, cu mângâiatul. Ia, mângâie sfoara. Așa. Hai, lasă, dă-i drum. Băi, ești ca lumea, Ramonu. Tu trezești morții. Aveai îndoieli privința unde. Numărul de astăzi nu e. Am auzit că 3 minute, da. Așa, mai avea. Deci, 5 minute că l-am bătat. Ultimul, fără tentă. Când zice că e ultimul număr de magie, chiar zice că... Dacă ea nu cedează, dacă ea nu cedează și nu cedează, zici că ai probleme de sănătate. Da. Și că poți fi readus la viață doar prin respirație gură la gură. Așa-i zici. Da, și zici, Ramona, am probleme de sănătate grave, grave. Eu numai pe respirație gură la gură... Cu limba, cu limba, dacă-i. Bă, ridică-te, mă... Asta este... Da. Ia, dacă nu merge așa, asta e... Băi, și dacă mai face respirație bușon la bușon, ce faci? Mamă, ce bine ești pe corp! Mamă! Ai și tatuaj? Mai bagă Michi și mie melodia. Dacă faci pe asta, o omor. Și mai aveam una cu flori. Ultima. Deci atenție. Ultima cea mai bună. Asta cu flori, stai așa. Băi, Robert, ce naiba, mă? Ia, încă o dată. Da, nu știu dacă ne vedem. Ia, mai tare muzica, Michi. Ce
închid. Ramona, când te văd pe tine, florile înfloresc. Sau se ofilesc. Ia, sărută-mă. Glumesc. Acum, uite. Pa! Mai e o variantă, dacă ea nu te pupă, ce zic, miserie! Băi, auzi, dacă nu te pupă și nu te pupă, zic, băi, măcar pe obraz. Și ea te pupă pe obraz. Stai, și zici, stai că voiam să zic ceva, că tu și tu te întorci. Da. Nu ți-a ieșit. De ce le mă mii de scuze? Da, data viitoare, dacă ești trecută până viață. Aia e problema. Bun, dragii mei, se poate să fi fost ultima... Bagheta magică, ia ține, dragi. Se poate să fi fost ultima apariție a lui Robert Tudor. Așa sta. Așa cum uite a fost. Uite-mă, ce înseamnă. Ce vă? Da. Mie. Bă, bravo. Ia. Da, eu și Ramon. Da. Bun. Numai bun. Ce a fost odată? De seară vă uitați pe internet, dacă... Pun eu filmuleț pe YouTube. Da, să-l pui lângă ultima oară la Măruță, să pui și ultima oară la Măruță. Ca să fie una lângă alta. Bun. Cred că au fost prea deplasate glumele. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Atâta, doar că te-au sunat de la autobaza militară. Bun, despre decorațiuni, nu vreau să știu. Mușchii lichenii. Mușchii și lichenii. Noile materie de decorațiuni interior. Locul de picere. De cum poți să faci asta, că ai fost viața ta la sală? Tu ai fost viața ta la sală, cum poți să faci asta? Păi fac tati flotări, fac fiecare zi aproape 2-3 flotări. Tati. Revenind la mușchi și licheni, noua variantă pentru decorațiuni interioare, cum se prezervă aceștia, dar mai ales cum se realizează aceste decorațiuni. Nu mai stați, puneți în practică replicile astea de agățat. Că mâine pe mine îmi trag obetele. Vedeți momentele ce urmează, asta vă rog. Asta cu ceasul e tare rău de tot. Avisul lui Robert Tudor este să ajungă în America, să ducă niște numere de magie cu el. Și dacă o prinde treaba, să facă foarte, foarte mulți bani din care să ne dea și nouă. Am decis la începutul prieteniei noastre să-l ajutăm cu aceste probe. Ultima oară a venit îmbrăcat în samurai japonez. Da, cu un costum autentic. Autentic, adus chiar din Japonia. Picioarele lui erau autentice, după cum s-a văzut și pe internet. Eu am văzut imagine după și am aflat și cum a reușit să facă acea magie. Am fost fraierit. Asta este și meseria noastră de prezentatori, uneori mai suntem și fraieriți. Nici nu vreau să știu ce ne-a pregătit pentru astăzi, dar pentru că n-avem cum să scăpăm de el, am chemat alături de noi pe magicianul Robert Tudor. Deci acum voi trebuie să vă ridicați să mă salutați la fel. Bună, fetelor, salut, Vlăduțe, salut, că nu știu cum, că mai trebuia să extensez, dar... Nu, e ok, nu ne popăm. Salut, bine ai venit, foarte salut, bine! Salut, bine v-am găsit! Foarte bine îți... Răzvane, Dani, America mă așteaptă! Atât vreau să vă spun... Păi da, da, și-a îmbrăcat acolo păi mai... Atenție, la Luxor, la hotelul ăla din Las Vegas, s-a liberat un loc. Într-o cameră, poate. Băi, nu, pe scenă? Pe scenă, mă. I-am sunat. Alo. Hello, my name is Robert Tudor. I want to make a show in Las Vegas. I'm a magician from Romania. Yes. Yeah, but I know Romania. Eu am vorbit în engleză, foarte fluent vorbesc în engleză. Da? Da. Și le-am zis... Ai zis că ai fost la Răzvan și Dani, un fel de... Yes, he said, send me the video with your number, magic. Asta, trimite-mi video cu numărul tău. Și ce ai trimis? Și am zis, ok, I go to my friends, am zis friends, așa, în ghirimele. My friends, Neața cu Răzvan și Dani, and I trimit eu mai încolo. Le trimit da. Eu da. Nu pot să-mi iau ochii de la încălțările tale, bănesc că sunt autentice. Da. Deci da. Ești da. Și tot. Un fel de prinț al petrolului, știi, adică... Sărmâna, da? Da. Și uite ce am adus aici. Ce e aia? Oh. Așa, că trebuia să... Oh. Mamă, cum a făcut, ia mai faceți o dată. Oh, no, doamne. Ce se întâmplă? Ce asta? Este flacăra din Egipt, da? Asta, unde nu e nici îndurare, nici întrustare, nici suferință, aia nici suspin. Aia nu e Egipt. Ia, nu mă doare, nu mă arde. Și iată, ia, plecați-vă. Ai, măi, mă, mică. Termină, mă.
Băi. A apărut bagheta magică din flacăre, nu știu. Băi, nu te supăra, dar săptămâna trecută ai aruncat cu niște cuțite. Noi normal că ne speriem la orice. Când te apleci, pac, apare bagheta. Întrebare, să fiți amabili. Cine e dânsii? Băieții? Da. Prietenii mei, bumile. Că eu vin din Egipt, da? Da. Egiptenii au mare succes, uite, de exemplu, la Salah. Și m-am gândit la Salah pentru că e la Liverpool. Fotbalistul Salah. S-a accidentat. S-a accidentat, cine este din Egipt. Eu aș putea să iau locul. Ori acolo, ori acolo, bat pe două fronturi, iarăși după două iepuri. Bun, hai să vedem cu ce... Da, așa, stai că am și nevoie de o asistentă. Da. Și m-am gândit la Ramona. Da. Să vorbești tu cu ăla, cu vloggerul tău, cum îl cheamă. Așa, nu e, nu e vlogger, da. Ce e pe YouTube acolo? Ce e, mă, cum îl cheamă? Cosma. Cum îl cheamă, nu? Cuza, poți spui domnitorul, spune domnitorul. Cum? Domnitorul. Da. De ce nu dormești? Nu dormitorul, mă, domnitorul. Domnitorul. Deci, cuza, scuze-mă. Ideea fermătă, cât vrea el pe tine, că eu plătesc încă mile. Că ți-mi zice, am pus facă mile să apară. Măi. Deci, atenție, am aici un spray. Dați-mi voie să vă arăt un panou, panoul este gol. Dați-mi voie să vă arăt mai întâi. Aici nimic. Nici aici. Iată, nu e nimic, doamnelor și domnilor. Și asta este o pânză, uitați, pânză normală. Goală. Poftim? Da. Un cerceaf. Da, e, în momentele e de la următoare Michi din subsol, o să nu ridic e udă. Pânza. Pânza rămâne ridicată, da. Și o să desenez o cămilă. Bă, m-am inspirit. Că... Atenție, se desenează cămila. Niciodată nu s-a mai făcut așa ceva în România. Atenție, se desenează cămila. Buza de jos, buza de sus, ureche. Vine asta, așa. Mă, că știe. Asta e coada, atenție. Băi, am talent. Păi nu-i cămile, e dromader ăsta. Așa, da. E, și deci, momentul ăsta, asta fiind coada, coada. De aici pleacă picior. Piciorul. Bravo, mă, ia uite, bă, ce talent are nostru. Foarte băi tare, ia. M-am uitat și eu pe YouTube cum se desenează. Două picioare. Deci ăsta e numărul tău de magie pentru Las Vegas, zici? Da, bă, da, da. Auzi? Hey. Vezi că ai desenat picioarele prea apropiate și cade în bot. Are și gușul. Asta este, mă, și o să-i fac și un morcov aici. Seamănă dragon. 1, 2, 3 și o să apară, da? Păi, fă un morcov frumos. 1, 2, 3 și. Ăla e mai mult ca trafic. 1, 2, 3 și. Aș vrea să-ți fac cunoștință cu Răzvan și Dani la emisiune la dimineața pe Antena 1. Ia. Hai aici să-i cunoști. Hai băiatule, hai băiatule, hai tată, hai tată. Iată, cămila, n-am avut în România, n-am găsit cămila, am fost peste tot, am să fac frumos. Ia băiatule, fă-și tu cunoștință cu ei. E un măgar foarte prietenos. Cum îl cheamă? Cum o cheamă pe Camila? Aurică. Numele Aurică. Da, vino puțin, fă o paradă, fă un tur de platou, te rog. Nu, măgar încăpățânat, el merge doar dacă vrea el. Da. Corect? Și i-a pus o cocoașă incredibil, bă, băiatule. Da. Da. Deci tu dai pe Ramona o... Alo? O cămilă. Da. Și am venit cu numere super tar, vă dați seama. Da. Ia uite. Ușor să nu se sperie. Robert, te anunț că... de fapt, cocoașa Camilei este burtă de gravidă, se folosește în film și în teatru. Da, bă, ce dracu strigi, bă, numărul meu. A rămas măgarul gravid. Ramona, verifică sfoara să vezi că este sfoară normală, da. Verifică foarte ca poți să tai. Asta e... Nu, no, nu sunt hainele noastre. Ce dracu strigi, bă, numărul meu. Vine Ramona lângă mine să se arăte. Ai tras de ea sfoară normală, da? Da. Vă voi arăta un număr super tare, super ține, te rog, foarfeca. Te învăț un număr de magie, capătul A, capătul B. Ăsta este mijlocul, se ia mijlocul, se ridică, taie tu de acolo, fix de acolo, din mijloc. Ce așa? Acolo, da? Iată, unu, avem două sfori. O sfoară, două sfori, aici, două capete. Da. Capătul A, capătul B, se duce asta. Stai, mă, să-ți prescurtez. Da. Asta, două sfori. Două sfori, le vezi. Ia, firma, puberul, puberul, puberul. Două sfori, da? Se leagă
tragă între ele. Avem un nod aici, da, avem un nod. O să mai tai ca să nu, că nu mai avem timp așa mult, da? O să fac așa. Se mai face un nod, tai tu cu mâna ta două sfori. Tai-le pe amândouă, tai-le pe amândouă. L-ai tăiat pe amândouă? Da, da. Avem un nod aici, un nod aici. Da, două. Deci, o să ai mâini magice. Ți-a zis ție vreodată Cuza că ai mâini magice? Să zică Ramona, o să moră ce faci cu mâinile. Mai zice. Tai, te rog, și de aici pe amândouă, pe amândouă. Stai, deci, de câte ori o tai? De trei ori. De trei ori. O dată, două, trei. Ați minte ce am făcut cu bagheta? Când a apărut cu foc. Da, sunt tare rău de tot. Ține mâinile pe lângă tine. Mâinile mele vor fi mâinile tale, că sunt magician și mâinile mele vor sunt magice. Suflă, te rog, în nod. Așa. Suflă nodul ăsta și nod. Nu te-a plecat să n-apară vreo baghetă magică. Păi, spre jos, ridică. N-ai văzut că când te-a plecat, a apărat bagheta magică? Ia uite, mai e un nod acolo. Păi de ce mai e doar un nod? Păi că au dispărut alealte. Bă, să mor eu de nu. Păi cum au dispărut alealte? Suflă, te rog, nodul ăla. Mamă, dacă îmi sufli. Poți să sufli în partea asta. Okay. Bă, ce ai făcut? Eu! Ești mult mai bine, mult bine. Păi nu trebuie să faci cu Ramona, logic. Aoleu! T-ai văzut cu mine? Stați vreo puțin în spate. Băi, prietene, avem am un adus măgar un număr în platou, adică mâncă un morcov. Atenție! Da, am adus un număr special de magie pentru Dani. Da, sunt surprins că l-ai găsit. De ce? Că ai mai pierdut un număr în mașină. Da. Ce trebuie să aduce fac? Hai să aducem masa asta, vă rog, mai în față. Mumiile. Veniți aici, în fața copilă. De ce numărul, Dani, e pentru tine, că tu urmează să te căsătorești. Mă, nu așa. Știu eu, din surse proprii, urmează să te căsătorești. Ai pus și nunta la anul, în fine. Da. Ideea este în felul următor. Cutia asta, da, am găsit-o în interiorul unui sarcofag. O, lasă-mă. Presimte, cutia asta are suflet și știe dacă un om e făcut pentru celălalt. E, da. Da, zău, serios. Da. Dacă tu cu fata aia aveți ceva sentimente, da, există dragoste, cutia asta o să simtă. În interiorul unui sarcofag, de unde s-a auzit, chiar ăla, mumie era încă vie, bă, mă mai țineți mult aici, așa a zis. Mumia. Da. Iată, aceasta este cutia. E o cutie goală, nu te supăra. E o cutie normală. Da. Și iată, astea sunt cartonașe. Cartonașe albe, le arăt și pe o parte și pe cealaltă parte, da? Da. Alege tu un cartonaș de oriunde vrei, pe care... Asta vreau. Ăla. Uită-te la el și vreau să scrii pe el, scrie numele iubitei tale. Dacă există sentimente, dacă există dragoste, cutia ne va arăta. Dacă nu există, n-are rost. Despartă-te. Despartă-te, pentru că tu căsătorii n-ai mai fost, dar de despărțit ai mai despărțit. Hai. Adică ăla știe cum e cu căsătoria. Da, da. Dar tu, dacă nu te-ai mai căsătorit, de unde să știi? Da. Arată și oamenilor, să vadă oamenii. Oamenii știu că tu ai doi copii acasă și că ești, da, om serios în viața, ia, reală? Spune stop când vrei, spune stop când vrei. Haide, spune stop. Stop, păi sunt pune, identice. Pune-te-o cartea. Cu fața în sus sau jos? În jos, să nu se vadă. Ia uite, cartea este undeva în interior acolo. Poate fi asta, poate fi asta. Vreau să pui carte peste carte fără să atingi cutia, exact așa. Una. Da. Fără să atingi cu tata. Scuze-mă, era să zic o prostie. Așa, cutia asta o să simtă, da? 4. Ce să simtă, mă? No! Băi, fără să atingi cutia, Dani! Nu mai țipa tău. Fără să atingi cutia, Dani. Eu nu am atins-o. Dani, înseamnă că pe fata asta trebuie să te căsătorești cu ea. Au, Dani! Păi de unde s-a închis dacă... pentru că n-a lăsat-o să se ducă în sarcofag, adică să fie pierdută la sotrica, știi ce zic? Adică să ai o noapte și pe urmă, hai, fata, ți-am închis ușa. Tu de unde știi că nu e cutia, nu e înăuntru? Că poate era mai deasupra. Păi nu e. Ui, asta trebuie să fie pentru că nu lasă să se ducă în interior. Dani, e fata pe care ai așteptat-o de 40 și câte ani. Câți ani ai, Dani? 39. Robert, 39, mulți înainte. Bravo. Și numere, vă dați seama, am adus numere și cu cărți. Da. Cum s-a închis cutia, vreau să știu. Există, se face această conexiune între suflet și suflet. Dacă există dragoste... Cutia are suflet? Are, bă, dacă e găsită în cutia unui sarcofag.
Cutia a fost într-un sarcofag în 2000. Cum traduci în engleză la americanii ăia, bă? Fii atent. Ia, te rog, o carte. De unde vrei tu? Ia o carte. Uită-te la ea. Uită-te la ea. Ce carte e? 3 de inimă neagră. Ia uită-te pe buca la măgar. Noi doi trebuie să vorbim înainte de America. Nu poți traduce bă și bucă. Scuză-mă. Sau, Luca, știi? Dar poți să le explic? Cum să le explici? Bucaiță, două... Nu, lasă! Mergem mai departe. Foarte bune cele două numere. Și mai, să am număr, mai am un număr. Bă, ai folosit cam totul de la măgar. Sper că... Sper că la numărul meu să nu folosesc. Ia uite-te puțin. Deci, uite ce șanse sunt ca el să aleagă o carte și măgarul să o ghicească. Ia, te rog, o carte. Ia, uite-te unde vrei tu. Ia, să vadă lumea. Ia, ia. Ia, băiatul. Ia, mă, nu la de unde. Uite-te la ea. Te uiți la ea. De unde ai vrut tu, alo? Mamă. Ia, arată la cameră, bă. Nu știu. Sub cocoașa la Cămilă, sub cocoașa la Cămilă trebuie să afle cartea ta. Nu știu. Nu, nu, nu. Ia, vino, 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 hai să vedem. Hai să vedem, sub cocoașa. Aurică, ia stai, bă, tată. Ia uite de unde. Vino, bă, să filmezi. Nu, nu. Ia, arată. Număr de lux, bă, lux. Lux, ca să ajung la hotel. Păi, bă, dar seama. Asta nu numai cu spatele la că e măgar. Bravo, doamnelor și domnilor, magicianul Robert Tudor poate fi găsit pe Instagram, poate fi găsit pe YouTube. Arătați-mi și mie Instagram-ul. Poate fi găsit pe TikTok. Și vreau, poate fi găsit pe... Vreau și eu, vă rog frumos, cu sufletul lui Dumnezeu. Oh, ce am zis, bă? Mă duc la... Vreau și eu cu ajutorul vostru ca săptămâna viitoare să găsesc și eu niște asistente să... Pentru aici? Găsești tu asistenta mea? Nu, nu, e... Vă iau pe amândouă. Dar pentru ce... Dar dacă bă, vreau eu ne-i pământ, pentru apariția dispoziție. Păi sunt unii de-a strigat cu neveste. Ia-o pe-a mea, ia-o pe-a mea. Da. Vrei? Bagi săbi în ele? Bag și săbi. Zi-mă, pentru emisiune sau pentru show-ul tău? Îți place la mă! Adică, adică ne iei cu tine la Las Vegas? Poftim? Ne iei la Las Vegas? S-ar putea, dacă ne primesc că ea, filmulețul ăsta, îl trimit direct acolo. Mulțumesc! Bă, că vreau să fac un casting de asistente, vorbesc foarte serios. Serios, da? Deci da. Casting serios. Serios, casting. Căutați-l pe magicianul Robert Tudor, se scrie cu liniuțe jos. Bănuiesc că numele fără liniuțe e al adevăratului magician Robert Tudor. Nu are, nu-l ajută fața, dar credeți-mă, sufletul e bombat. Scuze-mă că te întreb. Eu cu personajul ăsta, rup! Unde? America. Nu, nu. Nu e, păi nici nu merge arab în America, nu merge. Caut altceva săptămâna viitoare. Până săptămâna viitoare poate vă înscrieți pe pagina lui Robert Tudor. Vă reamintesc că e căsătorit cu o femeie minunată, fără de care n-ar fi fost nimic astăzi și are și doi copii. Dar dacă voi vreți, încercați. Nu, că egiptenii, de asta am venit și în egiptean, pentru că egiptenii sunt poligami. Da. Te bate acasă. Pauză. Pauză. Bună dimineața, bine v-am găsit! Salut, Răzvane! Bine te-am găsit! Pune-le, toate patru! Salut, Răzvane, bine te-am găsit! Avem treabă multă astăzi! Răzvane, vină puțin, te rog! Invers. Astea se pun cu verdele în sus. Ca și copacul la plantare. Așa. Bun. Invers. Mi-e și frică să întreb. Care este tema de astăzi? Deci, Dani, Răzvane, vină puțin să vorbesc cu voi, vă rog mult de tot. Eu sunt foarte, foarte supărat pentru că nu îmi găsesc alter ego. Ce? Ce nu găsesc? Alter ego. Alter ego? Alter ego. Alter ego. Adică eu am fost plecat. Alter ego. Alter ego, am înțeles. Alter ego, am citit și eu, m-am documentat. Așa. Da. Și eu nu găsesc alter ego și am fost plecat departe. Am fost prima dată în Spania, pe El Camino de Santiago. M-au bătut niște români, m-au întors acasă. El Camino. El Camino. Tot aia e. Ai înțeles ce am vrut să zic? Eu am înțeles. El Camino. Adică ce mă corectez? Bun. De ce ai fost? Ce scuze? De ce ai fost?
Yoga, să nu-i cumpătate. Yoga, bă, yoga, să-mi găsesc alter ego, da? Aha. După care am fost plecat în Tibet 7 ani, nu filmul, eu. Eu am învățat și tibetan acolo. Da. Pe care limba tibetană? Chineză. Singin in chan. Că, adică nu, că nu-mi place orezul cu sare, fără sare. Dădeam numai orez fără sare și am mâncat acolo și aveam profesor ca lumea rău de tot. Și m-am învățat, profesor, e adevărat, profesor din Tibet. Nu mă, în Tibet orezei la 4 da, da, am avut. Maestru tibetan. Și ce înseamnă? Să inspiri dragoste? Țin tine? O mai iei odată? Inspiri dragoste și expiri iubire. Asta e. Deci uite-te. Hai să-ți dau, dacă vrei, îți arăt, o să facem niște poziții aici, pentru că noi suntem... Vino că... Bă, da, astea nu sunt hainele Ramonei, mă? Eu am înțeles, da... Am și un text, Carmen. I-a furat hainele în Tibet. Are și liniște care text. Am și text, da? Fii atent. Cu textul, da? Da. Am noi suntem vicioși, singuri, răzvrătiți și... mizerabili. Suntem cei care schimbăm lumea. Noi suntem cei care vibrează. Noi stârnim uragane, vijelii, cu tremure, dar merită. Sau cel puțin așa credeam înainte. Printre cărți tripuri, adică vacanțe. Printre felinare care dansează în întuneric. Muzică goală, iarbă, frunze, flori. Ce? Dragoste, iubire. Ce? Prieten și artă. Ce e asta? Să-ți pun esențialul, păstrează-ți esența și iubește, în ordinea asta. Yoga, mă! Definiția yogăi. Yoga, da. Yoga, da, rurale. Haideți să vă arătăm câteva poziții, v-aș ruga să le... Vă rog să stați prima dată, v-aș ruga să faceți încălzire aici. Haide, Dani, hai răzbani. Haideți, veniți, vă rog. Toți facem toate? Da, vă rog. Nu suntem pregătiți. Arată-le tu încă o dată. Deci, așează-te în genunchi. Asta trag masa un pic. Asta e, da? Și... capul în jos. Băi, Anca, vină și tu. Nu am înțeles, dar arată-mi și pe Răzvan. Hai că vedem la Dani. Așa, adică tu ești cu energia, să știi? Da, dar nu te duci direct în... Deci, că fac fetele. Inspiri dragoste, expiri iubire, așa, să te rog. Spatele flexat, așa. Să știi că e actriță, nu te... Da? Da, te relaxezi, inspiri și expiri. Haideți să vă arăt un exemplu. Un exemplu. Verifică. Uite, o să dau asta cu spir, ca să vezi ce înseamnă să expiri, să expiri. Am dat cu... Trebuie să dau și cu șervețele. Dar nu... Ți-au căzut cursurile. O să fac cu asta, iau-te. Suflă, te rog, în sticla asta. Verifică-o, dă-i cu ea de pământ să vezi că nu se sparge. E o sticlă, mă rog. Vreau ca oamenii să audă de acasă. Nu te urși, mă! Nu, mai, am înțeles. Ia uite, vezi sticlă, da? Da. Ia uite, vezi? Sticlă normală, am sticlă normală. Ce înseamnă? Nu mai bate, te rog eu. Inspir dragoste și expir iubire. Hai, du-te de aici! Băi, dar ți-a crescut vibrația, ți-a venit mamă, forța. Mamă, ce dracu, băi! Hai să nu mai facem în ciuburile astea. Băi, nu mai... Mă, alerga, nu te prinde și mișcă. Avem și o poziție pe care vreau să vă relaxează-te. Relaxează-te. Dani, relaxează. Ești prea încordat. Mergi la sală? Merg. Hai să arătăm poziția. Avem și noi o poziție pentru voi. O găsim aici? Magie, haide. Da, iată poziția. Prima poziție pe care am vrea să vă arătăm este numeroasă. Avem și numere de magie, dar trebuie să-i învăț pe băieți ca să intre în transă. Da. Da? Dacă le iese asta, ce? Haide, băia. O facem și noi. Haide. Deci asta e poziția. Da. Aoleu, Doamne. Așa. După, lasă-te. Stai, trage-mă, trage. Ia, lasă-te. Mai pe spate, lasă-te pe spate. Loga, tată, concentrare. Tu, bravo. Nu vreau să facem împreună. Nu vreau să facem. E un pic ciudat, dar trebuie să spun asta. Las-o aici în lateral, te rog eu. Că te-ai zăpăcit. Bun. Băi, trageți că ți se vede instalatorul. Vreau să văd asta și la voi. Zâmbește instalatorul. Ți se vede operația. La spate operația, ți s-a crăpat capul. Vezi? Luminița! Hai să trecem la magie! Așa, luminița! Hai să trecem la magie! La magie, da, magie! Astăzi vă voi învăța... Mai faci alte poziții? Tu o să fii profesorul. Întoarce-te la cameră, că te... Trebuie să sufli tare până asta. E fluier de arbitru, dai drumul la asta, la cronometraj. Ce înseamnă? Asta are un filtru prin el.
Ești obosit. Ești dragoste și iasă iubire. Iubire ține relația, că tu trebuie să te căsătorești acum cu fata aia frumoasă, Gabi. Frumoasă, frumoasă. Ce zic. Și ăsta trebuie, relația, da? Trebuie să rămână în aer, da? Da. Pe urmă, șterg cu dezinfectantă. Ce? Să te concentrezi, dragoste. Mă. Deci inspiri, să te concentrezi, da. Dragoste, expiri iubire. Sau de ce eu? Dezinfectant. Alo, alo! Cu dezinfectant! Dacă vrei, sufli pe mască. Uite, am adus și mască. Poți să sufli pe mască? Să fac eu asta? Da. Nu mai pune degetele pe... Lasă că mi-o iau eu! Fă gaură pe mască! De ce mai îmi pun? Ca să intre, mă, cu mască, să sufli cu mască. Da. Așa și bagă asta pe aici, ca să ai... Așa? Și sufli tare, ții bila deasupra. Nu mai contează, mă, că dacă... Dar am dat cu dezinfectat. Mai dă-i o dată. Da. Uite că dă ca lumea. Dă ca lumea cu spirit, da? Da, bine, da, bine. Ia ăsta și ții, sufli tare. Și tu, atenție, nu sufla încă. Când el nu suflă și ăsta cade, scoți cartonașul roșu și sufli tare. Ia, hai să probăm. Sufli tare, tare să audă. Când îi dau cartonașul? Da, prima dată facem... Nu e, mă, ăsta la altul, e, mă, nu știu ce are. Bă, noi n-am mai făcut asta pe internet, dar... Nu e, mă, mâncați-a. Asta este despre energie, Dani! Intră energia în tine, expiră dragoste! Ceva pe față? Iubire, nimic! Da, te rog, ia, ține bila, te rog, că asta trebuie să meargă cu ăsta, te rog. Până acolo, am ceva pe față? N-ai nimica. Pune bila acolo, inspir dragoste, inspiră și respiră iubire. Inspir și expir, uite, uite că știe. Uite, uite. Dar nu e, mă, asta, nu e asta bună, mă, bă, tot asta, uite, tot asta, asta, deci sufli pe aici și se învârte rotița asta, bă, Dan. Bă, nu mai avem vârsta, mă. Bă, crede-mă. Nu mai am trecut atâția. Vare, tu ai mai făcut asta, tu știi despre ce este vorba. Știu, 3 milioane de vizualizări pe net. Da, asta e că să... Ai reparat-o de atunci? Da, e reparată, ce dracu, să învârte, că asta e relația. Ia, încearcă să știi, te rog. Pormă dăm cu dezinfectat. Eu nu mai suflu, ca să nu crezi că am, Doamne ferește. Suflă tare. Ia, mă, sufli, bagă tot gustul cu ăsta în gură, bă, mamă, când sunt costumele alea bune, altele n-avem. Și răsufli, dragoste. Nu, literalmente n-avem altele. Cu ce? Sunt costumele. Ce-ai făcut, mă, că am lipsit... Am lipsit 2-3 secunde. Ce bagi în ele, mă? Pudră de talc. Da, dar e refolosită. Nu mai șterge cu ăsta, cu mama lui. Asta este. Nu mai, trebuie să mă schimb. Lasă că avem. Fetelor, simțiți-vă ca acasă acolo. Sufritare, Răzvane. Hai, bă, de ce nu repari, bă, că ne știe lumea, mă. Păi trebuie făcut, mă, că așa e dragoste. Inspiri dragoste, expiri iubire. Căci unde nu e iubire, nimic nu e. Vă mai arăt câteva poziții. Uite, o las aici. Haideți să vă arăt cu paharul ăsta. Deci, atenție, verifică paharul. Să rămână, verificați paharul. De unde sunteți? București. Bravo. Ia uite. Verifică paharul, verifică da, paharul. Pahar normal. Verifică paharul, da? Bravo. Se pune paharul aici? Vino, vino să vezi, vino să vezi. Yeah. Paharul se pune aici, uite. Okay. Paharul este acolo. Peste! Ca să vezi energia cum vine din interior. Cum vine energia din interior. Verifică această cutie, verifică. Verifică, Ramona, vino puțin, te rog. Verifică, te rog, aceasta cu ei, mă scuzați că poartă ăștia și că nu se vede nimica, dar mama când m-a născut a zis, bă, ce să fie, băiat sau fată? Și ți-am zis ce mi-a zis nașul pe plajă, nașul pe plajă, tot așa, eram și eu în slip la mare, da. la în Grecia. Grecia, da. Și mi-a zis așa, mi-a zis, bă, tu ai furat pucul de la table. Nu, întoarce-te cât tocmai, să nu ți se vadă operația. Nu se vede operația. Da. Pune peste pahar tubul ăla. Și ce înseamnă... Păi da, așa cum... Nu puteai să mă lăs să nu suflu în chestia aia. Păi sufli, dar am stat că zic, poate nu vrei să sufli. Să stea pe el așa? Nu merge, dai. Dă-te. Îl scot? Nu, poți să-l pui, că ideea e că ăsta vine peste. Stai, dă-l mai așa, ca să aibă loc. Dă-l mai spre tine. Ce? Ăla, pune-l peste pahar. E paharul mare, vezi? A, cade, a? Lasă-l așa. Și ăsta vine peste, da? Ați mai făcut ăsta? Nu. Nu e mai în premieră. Se vede, paharul este acolo, da? Da. Și ce se întâmplă cu puterea minții pe care o am eu? Pleacă-mă de aici. Ia uite, el este în interior, n-ai cum să ajungi la el sau să tragi cu pistolul sau cu ceva, nu tragi cu nimic. Ia uite.
inspir dragoste și expir iubire, ca să-ți dai seama că iubirea trece prin tine. Noi suntem 70% o apă, 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 apă. Cred că mai mult, nu știu. Mai multă? Păi, apă, pe naim. Auzi? Că beau. Nu beau. Inspiră, inspiră să dezvolți cavitatea nazală, da? Puternic. Și după aia și te expir, da. De unde ai luat cârpa asta? Cârpa de la doamna, de la spate, la costum. Inspir, dragoste, ia ține tu lampa asta. A suflat băiatul. Tu, e rândul tău. E rândul tău. Bă, ce melodie mi-ai băgat în cațelă gura, Michi. Fă-mă numărul, bă! Da, suflă tare, tare, te rog. Ok, încerc scuze. Suflă tare. De ce? Sufli ca să intre, să, că mi-ai explicat tu cum e cu dragostea și vreau să văd la tine. Că tu e pricep la dragoste. M-am luat și transpirație. Bă, zi... Aia, ții degetul. Ține degetul acolo și suflă tare ca să nu iasă aerul. Și în momentul când sufli, iese aerul pe acolo. Vezi că eu n-am suflat, tu ești primul care suflă în asta, da? Sufli tare, 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 Răzvane. Nu merge, mă, înfundată la capăt. Trebuie desfundată, mă, scuză. Iar ai aplaudat? Scuză-mă. Dar nu trebuie să dăm hainele astea înapoi. În fine, de unde sunt hainele? A scris și un băiat pe Facebook că trebuie să dăm înapoi. Nu mai ridica aplaudatele. Deci, atenție, paharul este acolo, scuzați-mă, scuzați. Eu nu o să mai vin cu numele de astea. Asta e ultima dată când vin cu numele de astea. E ultima dată când vin de tot? Un minut jumate, Robert. Un minut jumate, atenție, mă concentrez. Paharul este acolo, două cutii peste. Și iată. Inspir dragoste. Inspiră ușor, ușor. Mă veți întreba ce s-a întâmplat? Da, ce s-a întâmplat? Paharul s-a spart în interior, deși peste el e această cutie și peste acea cutie este altă cutie și peste cutie, adică în cutie, un pahar. Da, am văzut toți. Lasă-mă. Ți-au yoga și ți-o bag. Băi, lasă-mă. Ultimul. Ce să ne mai spui? Mai ai încă unul? Nu mai am, vreau să vin duminică. Da, mamă, că am și orbit. Stai, mă, trageți un pic. Vii duminică, vreau să vin duminică. Ca ce vrei să vii? Ca nuntă, băi, când faci nuntă, ai nevoie de un magician? A, tu vii chiar ca magician? Da, da. Bun. Cereți scuze oamenilor de acasă. Vreau să încerc. Stai să vă mai arăt câteva poziții. Hai să o facem pe aia tare. Aia, ultima, tare. De final. Da, 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 tare, tare, care tare. Ai nevoie de... Care pe care o facem? Pe aia. Pasta, pasta, atenție. O să facem pasta. Arată-o și tu la cameră. Cu aceste gânduri... Bă, vii pregătit, Dani, când vin la tine liniște. Încărcați și încercați și voi aceste... Stai jos, stai jos. Da, tu jos. Cu aceste gânduri pozitive și de această poziție aproape imposibilă. Încercați și voi. Vă rugăm... Hai, mă, ridică picioarele. Vine publicitatea. Ridică. 20 de secunde. Așa, da? Cade în nas, eu mor. Luăm mai sus, mai scurtă sus. Pauză pentru a închide. Hai sus! Puteți da drumul bunicilor după pauză. Puteți da drumul bunicilor de unde le-ați ascuns pentru că este legal din nou. Vedem ceva momente, suntem la Neața. Muzica.